ce trebuie să facă oamenii care experimentează aceste lucruri și, iată, pe toate cele patru paliere. Unde merg? Este foarte important să vorbim despre asta și să cerem ajutor. Este foarte important să verificăm percepțiile noastre cu cele ale celor din jur. Da? Apropo de pandemie, pandemia asta înseamnă același lucru catastrofic pentru toată lumea și acum știm cu toții că de un an și ceva pe unii încercăm să-i aducem la un nivel firesc de îngrijorare, altora încercăm să le diminuăm nivelul de îngrijorare. Da, iată, suntem atât de diversi din fericire. Deci primul pas este să vorbesc cu altcineva și să văd, uite, tu în situația asta vezi lucrurile la fel? Le evaluezi la fel de grave sunt pentru tine? Pentru că dacă voi descoperi că eu sunt într-o minoritate, da? Mă aflu într-un grup restrâns de oameni importanți pentru mine, dar care nu trăiesc totul cu intensitatea respectivă sau care găsesc alte soluții mai funcționale, da? E important să văd ce se poate întâmpla și ce pot face ca să-mi fie mai bine. Și din acest punct de vedere, consultarea unui profesionist în domeniul de sănătate mentală s-ar putea să-mi fie de foarte mare ajutor, da? Pentru că este acest profesionist care mă va ajuta să reevaluez corect, cu dovezi, cum spunem noi, și cu obiectivitate, gradul corect de periculozitate sau de amenințare al lucrurilor din viața noastră, astfel încât, plecând de acolo, să avem niște răspunsuri emoționale diminuate, moderate, adaptative, care să ne ducă în comportamente sănătoase, flexibile și funcționale. Pentru că când vorbim de anxietate, da, am dat multe exemple din anxietatea în legătură cu starea noastră de sănătate indusă sau exacerbată de pandemie. Dar anxietate pot trăi în context școlar sau profesional, da, văzând o catastrofă în orice întâlnire cu superior sau în orice confruntare cu un coleg. Anxietate pot trăi atunci când sunt departe de persoana iubită și o să mi se pară că s-ar putea întâmpla ceva catastrofic fie cu persoana iubită, fie cu mine, câtă vreme noi nu suntem împreună. Da? Când vorbim de tulburări de anxietate, vorbim de mai multe categorii de clase de anxietate, anxietate de separare, anxietate socială, când ne este foarte greu cu vorbitul în public sau cu confruntarea în relații sociale, dar anxietate de sănătate atunci când riscul vizează chiar starea noastră de sănătate, atacul de panică, care este o formă culminantă și paroxistică a anxietății, și o ascultam pe doamna doctor cu mult interes și povestea mai devreme despre unele dintre senzațiile fizice pe care ni le poate da un nodul tiroidian, apropo de starea de sufocare sau de dificultatea de a înghiți, păi pentru o persoană cu o stare preexistentă de anxietate, acestea ar fi dovezi că ceva foarte grav se întâmplă cu starea mea de sănătate și că obligatoriu trebuie să la medic să văd despre ce e vorba.